să participă un număr de 13 consilieri. Dintr-un total de 15. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordinea alfabetică. Această ședință a urmat să fie condusă de către domnul consilier Sulugiu Daniel. Cine este pentru? Da. Promul la 5. Deci, mulțumesc, domnule deputat. Înainte de a trece la ordine de zi, vreau să întreb dacă mai vreți ceva de adăugat la procesul de bază la ședința anterioară. Nu mai aveți nimic de spus, da? Nimic. Nimic. Eu am ceva de spus. Zic-o. Da, și eu am abținere. Nu, da. Asta e procesul de bază. Eu am ajuns bătrâni și ce așa. Da. În primul rând, ce vreau să spun, să știi consilierii care au votat pentru salariile aberante care s-au votat și discriminarea față de angajații primării. Unul are 55 milioane de lei și unul are 15 milioane. Unul mănâncă 5 până 6, până și unul mănâncă până 8. Așa s-a considerat de conducerea primării și de consilierii care au votat. Vreau să se știe clar și cine au votat. Deci acolo nu se spune, aș vrea să filmați și cum se votează. Deci cetățenii comunii trebuie să și știe cine s-a avut, cine votează, pentru și împotrivă. Nu are numai 13 și 15 care și cum. Când lumea este dezinformată și se aude că eu am votat de fapt. Nu are așa e. Da. Și vreau frumos, domnule secretar, să-i numiți care au votat pe ei pe ce salarii. Adică să știm, nu? Dezinformați să zice domnule. N-am multe de spus aici, care să ce vorbează și știm noi, eu spun și eu, din procesul verbal, cine a votat în motivă și cine s-a abținut. La asta la urmă. Deci, și cine a votat pe ei? Păi este. Nu, dar este. Nu se pare. Păi ce a spus pe ei? Nu zici în consilie. Poate vor să știi și ei. Cine reprezintă această? Da, nu am votat. Dar eu vă ce nu sunt vreși. Să facem o pară. Acum trebuie să mă... Colegi, ne convine să... să audă numele. De ce sunt urmărat? Nominalizează cine a votat împotrivă. Domnule primar, care nu are făcut ședința. Deci eu conduc ședința, eu cer spre ședința ședinței, nu? O să aveți? Da. Aveți am de să cer? Da. De ce puteți cu mâna? I-am cerut cine să cer cu mâna. Vă rog secretar. Domnul secretar, ați venit să faceți un apel nominal cu fiecare persoană care a votat, fiecare consilier care a votat, pentru și împotrivă. Deci, spune așa. Au votat 8 voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Au votat împotrivă domnului consilier Lungu Nicolae, Sulugiu Daniel, Busuioc Ionel. Două abțineri. S-au abținut domnul consilier Dinez Claudiu și Hârbuleanu Adrian. Da. Și ceilalți care au votat pe ei? Să știe lumea cine e consilier. Nu știe. Cum? Păi nu știu ce au votat, nu știu cine. Nu știu ce au votat. Aia vor să știe. Cetățenii din consilierii locali sunt Ane Ionel, Adrianu Cornel Ion, Coacu Vasile Gravi, Costea Dan, din așa, Hârbuleanu Adrian, nu, am făcut așa, Ichim Sorin, apoi Dorinel Valentin, Talaban Alin, și Ursu Gavin. Acești sunt consilieri care au... de
sunt în ea și doamnele. Da, dar ce Ce?
opinie. Ați terminat vot? Sunt ce? Da. Nu mai sunt înțeles nimic. Vorbim vot. N-am nicio vot. Deci, înainte de a da citire ordine zi, am petiții către Consiliul Local de refuzul în față de către consilier sau unii din consilier care face conducerea instituției și unii din angajații acestei tribune. Se pare că noi consilieri suntem nimeni. Nu știu. Așa se pare. Postul la azi. Și o să am atâtea adrese de refuz care o să vă citesc acum, care nu le-am primit răspuns și nu mă văd. Și abuzurile care se fac. Deci am urmă de până am și registrat cu alții, am urmă de la adresar, și vă citesc. Subționatul Sorugiu Daniel, în calitate de consilier local și membru al Comisiei Buget Finanțe, depun în scris, felul cum sunt refuzat, de către conducerea primăriei și compartimentul contabilitate, la unele solicitări, deoarece deranjez și incomodez. Eu deranjez și incomodez că, nu știu, deci, ce nu e lucru, cum se cheltui bani, cum se dar, de n-am văzut, dar nu trebuie în asus. Nu, din postura mea nu prea am în asus. Aici e problema. Deci ați fost reclamat. Nu, nu reclamat, sunt, cu nicio problemă, dar... Sunt făcute, știu băieți, se ocupă așa ceva. Referitor la cheltuielile banilor publici, care am cerut, în adresa numărul 3287, din 30.06.2017, solicitam modul cum a fost cheltuit banii publici de către conducere, în primul an de mandat, conform articolul 51 al alineatul 2 din legea 215/2001. Prin adresele 3325, din 3.07.2017, am fost invitat să pun la dispoziție, să mi se pună la dispoziție cheltuielile banilor publici semnate de primar și secretar, să mă prezint în biroul financiar contabil. M-am prezentat în biroul contabil și am fost refuzat. Am trimis altă solicitare prin adresa numele 3484 din 6.07.2017 pentru eliberarea în copie seră despre modul cum s-au cheltuit banii publici și să-mi răspundă în scris referitor la cheltuielile materiale, bunuri și servicii conform bugetului aprobat. Am primit o altă invitație semnată de fostul primar și secretarul comunei în data de 11.07.2017, cu același număr de inițiare, pentru a-mi pune la dispoziție execuțiile bugetare. M-am prezentat în biroul contabil și am fost refuzat din nou, motivat că trebuie să aduc aprobarea la conducere. Am pus alte două adrese, cu numărul 3724, din 24.07.2017, către primarul interimar Echip Sorin. Deoarece primarul Crăcin Johnny fusese trimis prin ordine prefect. Și alta adresă cu numărul 3742 din 24.07.2017 către secretarul comunii pentru aprobare. Din aceste adrese am primit doar o singură răspundere la secretarul comunii. Am primit răspuns cu numărul adresă 3742 din 25.07.2017 de la secretar. Și am mi-a prezentat să vin la compartimentul de buget contabil venituri, da, pentru a-mi pune la dispoziție, conform liberului acces de informație, de interes public, am fost refuzat de nou de către contabilă, cărinile de semnetă. Și am motivat ca să primesc în scris răspunsul, deși i-am înmânat în copie secretă, și adresa secretarului. Nu am primit niciun răspuns până la acest moment. Și pot să vă citesc și adresa secretarului care mi-a trimis-o, că nu sunt grătit din niciun fel, niciun consilier, dacă vreți. Ce mi-a primit secretar. Iar de la atunci nu am primit niciun răspuns. O să vină doamna. Asta am și spus aici că sunt chemi, dar până ales. O să dați vorbesc și eu, domnul. Deci doamna contabilă a sunat acum, o să vină să vă prezinte exact situația în plan. Nu, ce-i ce? Că n-am cerut voi, am încercat nu i-a spus. Nu, doamna nu mă să-i locat. E să-i ce? Și nu am, și nu mi-a spus față aici. Ce să vezi, că ați vă cere, nu știi ce vă cere. Păi vă spune doamna contabilă. Să vă spun și pe buget. Vă spun să vezi acolo. Pentru că la buget. Nu să dea să facturi. Nu să dea să facturi. Nu să dea să-mi ia comisierul. Nu să las. E cum să-mi dea asta? Nu vreau să vă dea. Domnule, dacă asta e una de sus istorie. Domnule, nu contrazice mai ce facem țigăneală, domnule. Aveți ce stiu, ce avem în pânt. Mă vreau să faci țigăneală de când știu. Deci vin pe loc. Dar să vă prezint și clar, stop. Nu, cine, trebuie să vă ca să nu. Deci ascultați-vă, credeți că conducerea aia este mai mare. Domnule primar, păi dar stați să trebuie să luăm atunci, acum. Să nu luăm urmă, nu faceți. Cineva trebuie să luăm Consiliul Local. Ca să știți. Domnul primarul... Vine cu amarul să luăm pe zi, cum să dăm? Până vine, am trebuit să citeți să vă știți sau nu, puneți cum în gură, ca de obicei.
interdimensionos. Ascultați, aveți probleme. Eu v-am prezentat, o să vină din departamentul de specialitate să vă prezint. Eventual, da. M-am prezentat cu vreo dumneavoastră? Da. Deci este adevărat. Am început unele facturi în comisie sau unele lucrări. Nu mi-a spus nici cu tata ce nu mi-a zis. A zis că mi-a zis că eu vorbesc, am toate aceste lucruri. De ce nu sunt eu? Haideți să vorbim pe documentele care mi s-au prezentat. Mi-ați venit cu adresa care spuneți că aveți accesul. Și ați răspuns că aveți accesul... Domnul secretar de ea. Dar eu nu spune. Da. Că aveți accesul la unul de documente. Da, toate, nu am urmărit. Să mă urmărit la date documente. Nu știu. În legea funcționarului public, mie nu-mi dă voie. Și conduita funcționarului public nu-mi dă voie să pun la dispoziție documente cu caracter... secret. Secret sau... Dar este secret cu ce documente? Nu, 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 nu,
Deci luați cedința frumos ca să lăsăm o bărbă aici. Și ce să spun? Faceți ce trebuie să facă un președinte și nu să faceți bărbă. Hai să ne revenim la subiecte, la votăm un punct diverse și îți dăm atunci. Hai să încercăm să facem cedința să nu corectă. Să înțelegi că am ceva. Miliarde, că dăm la învățământ 20
7.862. Deci ne-am mai rămas undeva la 37 de miliarde. Deci bugetul nostru pe anul 2017. Așa, din care chiar trebuie personală de salarii și de 15.500.000. Eu aici am cerut să se înțeleagă. Să nu mai conversați ședința, domnule Cosa și domnule președinte și doamna comandă. Am cerut asta. Cheltuieli materiale, 6.500.000. Bunuri și servicii, 3.000.000 și atunci care fac 10.000.000, domnule. Asta am cerut eu. Să văd cum s-au cheltuit banii. N-am cerut. Domnul secretar, este ilegal ce am cerut eu? Vă rog să confirmați și să consemnați. Tot
ce s-a votat, tot ce... Și-o funcționați! Dar nu treaba mea asta, să-i dați mai primar! Dar ce vreți primar? Dar problema asta nu lucrează pe niciodată! Nu, 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 adică populația se bucure de cei care nu au ales, că nu însuși primarul Gheorghe Crăciun și-a însușit 4 miliarde și aproape 300 de milioane de lei din bani oamenilor. Mai vreți să fie ceva de rău cu primăria de vers? Nu! Acum, minte lumea că e primar, că modul în prefecturii de 45 de zile că e demis și el până sunt primar. Mai vreți ordine? Nu, dar că mai apuce ce mai vreți. Casa lui. Asta înseamnă
dar să-mi spuneți. Păi da, prima oară sunt mașină. Domnule, v-am spus. Păi da, nu trebuie să se vezi, de asta m-am genunțat. Domnule, la Johnny Crăciun, dacă este demis în serviciu. Unde l-ați luat dumneavoastră? Da, da, ora. Consemnați, domnule. Ce să mai consemnați? Securitate. Vă comun sunt cetățenă, vă confirm și eu. Ce vreți, mai multe? Oare de ce nu v-ați spus? Este sigur. Ce vreți, oare? Da, să vedeți securitate. Noi consemnăm că avem... Acum am apretat, când am fost. Păi, mă să-l aveți că fost. Da. Este foarte... Exact! Este foarte bine. Exact, mă gândesc, domnule. Și nu este o lege în perspectivă. Adică... De ce nu știți să le cedeți în urmă? Ia să vedeți ce scrie de acolo. Ia să vedeți, domnule, mă gândesc să citeți. Păi, scrie, domnule, că am fost. Vrei să vezi o dată? Aaaa, aici, aici, aici!
la plecare, vă scriu la cuvânt și vă dau cuvânt să vă pune tot toate ușurile. De asta suntem în Consiliul Local, de asta suntem salvăm, de asta suntem și părinte. Să spunem, facem problemele acestui spus. Dacă nu mă lăsați, nu mă lăsați, nu mă lăsați, nu mă lăsați, nu mă lăsați. Ce vreau să mai avem, domnule primar intervenat? Avem un proiect PNDR, încă din 2014, care trebuia finanțat în 2017. Nu știu, nu se mai lucrează nimic, au rămas așa. S-a terminat cu campanie pe care s-a terminat cu toate. Stați să vedem doamna de investiția Pocher, a avut o discuție astăzi, să vă prezint cu doamna. Da, da, eu nu mă prezint doamna. Stați un pic acum. Dar nu, 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 de asta avem de partea mea, de asta ce bani am. Vă spun că noi, toate comunele vecinii au terminat finanțarea. Noi mai avem un alt pe noi, de fapt, e făcut un proiect pe fonduri europene, nu s-au încadrat, fiindcă nu ne mai încadrăm. Uneori nu mai dau bani, că suntem într-o zonă de nici la 10 ani, că spui să ne facem noi dată noastră. Iar noi cheltuim 15 miliarde de bunuri și servicii și cheltuim la trebuie să facem un dată noastră. Eu spun la ora toată, nu aveți nicio investiție. După 15 miliarde care ați cheltuit. Deci primăria noastră consumă 15 miliarde. E vă dați seama. Arătați-vă o oră. Spuneți, spuneți, spuneți. Nu știu, mă mai citesc până acum. Dacă ați plecat, nu m-ați plecat. Nu m-ați plecat. Vă mai spun, da, uitați, uitați, vă dau și compră 51 zile de rături, iar trebuie personal 15 miliarde și iar trebuie mai trebuie 4 miliarde 80. Cum e, dar aveți să nu știu ce vreau? Poate cu bani ești, da. Păi nu vrea să ce lucru, domnul vice primar. Asta am ce nu face în contrate. Asta am ce nu face. Asta am ce nu face. Cum e ce vreau? Cum e ce vreau? Care trebuie
Așa l-am găsit. Așa e orice la... Domnul, așa l-am găsit. Aia era așa, dinainte. Așa l-am găsit, de la menținut. Chiar dacă era una înainte așa, nu avea voie să fie. Le puteți să le menza. Da? Nu. Deci nu se mențin, domnul. Și cu PLD-RD. Vă rog să vă prezentați noastră. Discuțiile care au fost astăzi, ce comunicare au fost. Păi, domnule, trebuie să le răspundă. Păi, interesează să știi... Să mai faci, 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 să mai faci. Eu dimineața am avut discuții cu domnul Aranjiger. Au comunicat de la societăți cu care sunt cu... Și doamna vă poate... Domnule, vă spun eu, vă să vă spun eu, domnul, nu știi, vă spun eu cum stă. Aici are o firmă, o singură firmă care a licitat. Agreat, acolo, cum știu. Prima rog, domnule, lăsați-vă mică. Am văzut cu 18 ani, dar nu știu. Nu știu, dar nu știu. Dar nu știu, dar nu știu. Doamna Aranjiger, vă rog frumos, mergeți la nostru. Dar am văzut, nu vă spuneți. Ce să vă Ce să mai răspundă? Nu, ce să mai răspundă?
Am spus că 2014 am început proiectul care vă nu știți, dar dacă nu știți, nu l-a fost da? Dar trebuie diferențat în 2017, cu 2 km și de asfalt. Care este să în Brăjoaia, dacă nu știi, de-aia duc aminti. În Brăjoaia sunt alea două uleți, alea două uleți, și cu sumerița în partea aia la nu știu. La Scarica, atunci când am făcut, am cerut să ne zic contractul. În timpul meu, am cerut, dar nu a fost primat. Sumați-vă, domnule președinte. Ați vorbit, mă lăsați, vorbim, nu mai vorbesc atunci. Și vă spun câte plătiți. Plătiți undeva la până 10 miliarde și mai avem încă 19 miliarde de cheltuieli care avem bani la dispoziție și nu trebuie să ne facem cheltuieli. Nu știu, eu de asta mă întreba, domnul, ce chema dumneavoastră compartimentul? Compartimentul? Domnul, să mai spui ce face compartimentul? Compartimentul, nu facem lucrări, nu facem numai niște lucruri. Dar cine conduce acest moment? Dacă nu suntem în stare, nu trebuie să ne facem lucruri. Cel mai corect. Cine vechează, domnul? Cine vechează? Vede lucrările, nu primar, zice, ce-i mare? Cine vechează? Păi care lucrări să stop? Nu,
Da? Da, e. Da, e. Se simțește anual, ca să știți și noastră. Dacă nu aș mai trebui să spune.
un creștin își sfințește casa. Am felicitat. De ce asta? Da, da, da. Problema este următoarea, că la sfințirea respectivă se alungă duhurile rele din B.O. Nu se mai fac acte false, cum s-au făcut din condamnat primarul, cum se fac de unul și unul judecare cu domnul cimitirul care l-a fundat și-a dat bata din acte contradictorii, deci acte false. Acte false împotriva de sfinț ca să desfințeze farmacia. Bun. O binezirile este o persoană să se răspunde drumul pe care a lăsat, s-a fost răspuns, s-a oblit altă persoană aici în primărie, ca să se dea copii după registrul agricol, a fost răspuns, oblit atât așa atâția. Oare nu cumva sfințe primărie așa spucată? Iată! Răspundeți la întrebare. Păi că s-a sfințit o dată lumea să acelești practici. Cum vine că o primare interima? Și am încredere dumneavoastră că aveți și ceva ce practică și m-am primit în acest lucru, vreau să vă ajutăm să facem ceva mai bun. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Păi vreau. Eu vă mulțumesc. Păi dar de ce permiteți să se dezinformeze populația în ordinul prefecturii numărul 185? Ei, din 12 iulie, definitivă, pe dată pe instanță definitivă și de curtea de apel și de prefectura Bacău, o încălcați. Păi cum respectați? Ați sfințit biroul și toate astea? Am înțeles, dar... Nu trebuie cum înțelegeți, o mai spună, da! 10 miliarde, 14
Cu ce? Dă cu ce doriți? Cu voi. Cu primărie și stau de cu ce doriți? Vă aștept. Ia-ți nu știu ce ori de multe ori. Domnule, am vrut să vă ce nu o să dar nu îmi place că zicea, da, 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 da. Asta nu, dar trebuie să o linea. Da, să se nu să da. Asta e tot, domnule. Eu nu prea le-am rezolvat. Adică ce sunt cei despre ajungi? Și mă, ce rezolvat? Dar nu o să rezolvi toate problemele care să... care o să rezolvi toate problemele care au fost în... Care nu o rezolvat? Dar 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 nu o rezolvat? Păi să... Dar să fii frate de aia să te uim altceva. Dar să fii să fie mai mici așa. Domnul Nicolae! Domnul Nicolae! Domnul Nicolae! Domnul Nicolae! Domnul Nicolae! Ce se rezolvi doar? Dar ei sunt interimale. Ei sunt interimale, să fie făcut. Ce se rezolvă? Să vă mulțumesc! Să vă mulțumesc!
N-are niciun rost, mai citim cu ce se zicea. Haideți să ne facem treaba. Hai, trecem la punctul numărul 1. Proiectul hotărârii privind luarea la cunoștință de cercetare înainte de explicarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Zamărneanu Dan, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei de Județul Bacău, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe lista căreia a fost ales. Permisiunea dumneavoastră, o să rog domnii consilieri de la Comisia de Validare să fie aproape. Și poate doctor, nu știu la remisie? Este vă spun imediat. Se exprimă motiv, este vorba de Ichinescu Claudiu, președinte, Ichinu Sorin, secretar, Toată Vasile Gabi, Cristi Octonel și Talamana Angela, sunt membri. Haideți un aici, da? Nu, dar sunt fără ceva.
Deci am terminat cu tot aia. Acum putem cu Zahărelu, da? Trebuie să locuiești cu Giurgiu Cărnăuna. Deci acum ați înțeles eu procedura asta și cam să-i stăm. Am zis o schimbă, foarte logic. Dar nu aveți care, ce ai cu prima mâință? Și pe ala meu, cu care e ideea. La mine am vrea, dar nu mai am vrea. Dar în acest moment sunteți
consilier în cadrul Consiliului Local, cum de trebuie să facă. Așa. O invităm pe doamna Tăpăță, care va spune jur. Am citit-o dată. Da. Da. E același. Pentru mine,